Bună seara! Am învățat foarte repede să cunosc mai bine această floare. Pe planeta Micului Prinț existaseră întotdeauna flori foarte simple, cu un singur rând de petale, care ocupau foarte puțin loc și nu deranjau pe nimeni. Ele se iveau într-o dimineață în iarbă și dispăreau apoi seara. Dar aceea încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă de nu se știe unde și Micul Prinț supravegheață cu mare atenție mlădița, care nu semăna cu celelalte. Putea să fie un nou fel de baobab, dar arbustul s-a oprit repede din crescut și a început să plămădească o floare. Micul Prinț, care asista la apariția primului mugur enorm, a simțit că se va ivi ceva miraculos, dar floarea se tot pregătea să fie frumoasă la adăpostul casei sale verzi. Își alegea cu grijă culorile, se învășmânta fără grabă, își potrivea una câte una petalele. Nu voia să iasă ponosită ca magii. Dorea să apară numai în deplina strălucire a frumuseții sale. Ei da, era foarte cochetă. Toaleta ei misterioasă durase așadar zile în șir. Apoi, într-o dimineață, se arătase exact la ora la care răsărise soarele. Și ea, care muncise cu atâta precizie, a zis, alintându-se: "A, abia m-am trezit. A, își cer iertare. Sunt încă ciufulită." Atunci, Micul Prinț nu și-a mai putut reține admirația. "Ce frumoasă ești! Nu-i așa?" a răspuns încetişor floarea. "Nu-i așa? Și m-am născut în același timp cu soarele." Micul Prinț a ghicit că nu era prea modestă, dar era atât de emoționantă. "Cred că e ora micului dejun," adăugase ea curând. "Ai avut bunătatea să te gândești la mine?" Și Micul Prinț, foarte stânjenit, a adus o stropitoare cu apă proaspătă și a servit floarea. Astfel, îl tulburase destul de repede cu vanitatea ei puțin capricioasă. De exemplu, într-o zi, vorbind despre cei patru spini ai ei, îi spuse Micului Prinț să vină numai tigrii să mă atace cu ghearele lor, să vină doar. Micul Prinț i-a răspuns: "Pe planeta mea nu sunt tigri," a obiectat el. "Și apoi, tigri nu mănâncă iarbă." "Dar eu nu sunt iarbă," a răspuns încetişor floarea. "Iartă-mă," i-a spus Micul Prinț. "Nu mi-e teamă de tigri, dar am oroare de curenții de aer. N-ai cumva un paravan?" "Oroare de curenții de aer.
Nicio șansă pentru o plantă, zise micul prinț. Floarea asta e foarte complicată. Seara, să mă pui la adăpost sub un glob de sticlă. E foarte frig la tine. Nu, nu e bine amenajat. Acolo de unde vin eu, dar se întrerupse. Venise sub formă de sămânță. Nu putuse să cunoască nimic despre celelalte lumi. Umilită că se lăsase surprinsă pe când pregătise, pe când pregătea o minciună atât de naivă, tușise de 2-3 ori. Ca să-i arate micului prinț că de fapt atitudinea lui era greșită. Și ce se aude cu paravanul? Vroiam să-l aduc, dar vorbeai cu mine, a zis micul prinț. Atunci se forță să tușească mai tare ca să-l facă să aibă remușcări. A spus floarea. Astfel micul prinț, cu toată bunăvoința iubirii sale, începuse repede să se îndoiască de ea. Luase în serios cuvinte lipsite de importanță și devenise foarte nefericit. S-ar fi cuvenit să nu ascult, mi-a mărturisit el într-o zi. Nu trebuie să asculți florile. Trebuie să le privești și să le miroși. A mea îmi miresmea planeta, dar nu știam să mă bucur de ea. Povestea aceea cu ghearele care mă agasase atât de rău ar fi trebuit să mă înduioșeze. Și mi-a mai spus. N-am știut atunci să înțeleg. S-ar fi cuvenit să o judec după fapte, nu după cuvinte. Mă înmiresma și îmi lumina sufletul. N-ar fi trebuit să fug. Ar fi trebuit să-i ghicesc tandrețea din spatele bietelor ei și retlicuri. Florile sunt foarte contradictorii. Dar eram prea tânăr ca să știu să o iubesc. Uite cu paravanul. Da, cred că toți am fost prea tineri la un moment dat ca să știm să o iubim așa cum merita poate cel din fața noastră. Oameni buni, aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă de cei din jurul dumneavoastră, nu ieșiți din casă, nu e deloc glumă. Și să ne auzim cu bine. Sănătate multă! Mulțumesc mult! Seară bună!